Să vedem cum pescuim azi cu spate. O vedem așa. Oh! Dar scuze pentru întârziere. Am fost să-mi iau o... ca de Paște, așa. O citronadă. Iată că astăzi cât timp vom fi în direct, vom pescui la crab cu o montură cu... O vedeți, da? Cu un mic boilez. Să vedem dacă se prinde ceva și azi voi face o aroganță, voi sta cu spatele la plută. Deci dacă va trage, nu știu dacă o vedeți voi de acasă, dacă nu o vedeți, asta e, o să tragă undița, o aruncăm undița și o lăsăm aici cât timp vom filma. Amintește-le că ești la tine în curte. Gata, am pregătit-o. Vă reamintesc că suntem în locația Senzor, adică în comuna Lipănești, județul Prahova. La noi în curte este balta privată a noastră, nu avem probleme. Fac asta așa la îndemnul câtorva dintre voi, deoarece jumătate dintre prietenii mei sunt la pescuit astăzi, chiar dacă nu știu dacă e voie, nu e voie, iar nu vreau să mai discut despre acest aspect. Am intrat în AMR, cine a făcut armata știe, adică au mai rămas undeva în jur de 28 de zile până se va da drumul oficial la pescuit, sper. Să sperăm că nu mai se inventează ceva să mai pună încă o dată încă 30 de zile, dar în mod normal pe 15 mai toată lumea va fi pe bălți. Sfatul meu, am văzut de la mulți prieteni, este să vă faceți de acum rezervări pe lacuri. Am un prieten, a fost acum câteva zile pe la mine și a făcut rezervare pe 18 mai, pe 20 mai, adică vrea să fie sigur că va găsi locuri pe bălți. Dar ceea cei care vă uitați acum la mine, credeți-mă, nu glumesc, faceți-vă rezervări pe bălțile favorite din timp. Nu așteptați să vină 15 mai și să vă gândiți că vreți la pește, pentru că vor fi mai mulți pescari decât ne așteptăm noi. Noi cei care suntem vechi vom avea de data asta altă și concurență. Adică oameni care poate nu au fost decât o dată în viață, dar vor profita de faptul că s-a dat drumul să iasă și ei la pește. Dacă nu, cumva există varianta să se dea drumul mai devreme. Nu știu, dar ne uităm puțin pe afară în alte țări și vedem că pescuitul este permis în câteva țări. Dar la noi încă nu este voie, poate săptămâna viitoare să avem o veste bună, avem niște promisiuni, se fac niște eforturi pentru a anunța oficial că se poate pescui nu numai industrial, ci și sportiv. Bineînțeles, în cintele private, să nu uităm că suntem în plină desfășurare a perioadei de prohibiție și pentru că veni vorba de prohibiție, m-au întrebat mulți unde este valabilă prohibiția. Prohibiția este valabilă pe toate apele naturale, adică pe râuri, pe lacuri, pe Dunăre, în delta, adică în bălțile în care nu există, pe apele pe care nu există concesionari privați. Adică unde peștele se reproduce natural. Nu prea mai există lacuri în România, așa e, da, mai sunt barajele, lacurile de acumulare de pe la munte care beneficiază de acest avantaj, adică prohibiția, interzicerea totală a pescuitului pentru a lăsa peștele să-și depună icrele pentru a se înmulți. Așa, acum să trecem la subiectele pe care vreau să le discutăm astăzi. Vă voi învăța mici trucuri, vă voi prezenta câteva lucruri noi. Sunt micile detalii care pot schimba în bine desfășurarea unei partide de pescuit. Până atunci, vă anunț de acum, de la început, și o să mai repetăm de-a lungul emisiunii, vreau chiar astăzi să facem o emisiune puțin mai scurtă. În seara asta este învierea, mâine este sărbătoare mare la români și nu numai la români, la toți ortodoxii, este Paștele. De aceea, lumea cred că astăzi mulți au dat drumul deja la gâlgâială, au început poate pregătirile, poate unii n-au terminat, de aceea ne vom mișca mai cu talent, mai repede, încercăm să ne încadrăm într-o oră maxim, o oră jumătate, vă promit că nu vă țin mult, voi fi cât se poate de concis și
Așteptăm și întrebările voastre pe parcursul emisiunii și nu uitați că săptămâna viitoare, de săptămâna viitoare, de fapt, vom începe ori în zona Bălții, ori facem un mic studio înăuntru dacă va fi vremea urâtă. Avem și unde, într-o hală de producție unde putem amenaja un mic studio, nu-i problemă. Vom avea cât un invitat și pentru început vom avea o serie de invitați patroni de Bălți. Oameni cărora aveți să le puneți întrebări, oameni cu experiență în domeniu, oameni care știu cu ce se mănâncă pescuitul sportiv și din punctul de vedere al pescarului și din punctul de vedere al patronului sau administratorului de baltă. Și o să, bineînțeles, o să vină întrebarea firească, cine va fi invitatul săptămânii viitoare, Ce-a plecat cu totul? Deci când pleacă, pleacă cu totul. Avem aici Pluta, probabil, poate se vede, a venit într-o zonă în care se poate vedea, nu e chiar bine echilibrată linia să fie exact pe fund, să sperăm că o să tragă. Sau poate nu, am băgat o solubilă mică de cârlic. Așa, revenim să invitatul săptămânii viitoare, un om care cel puțin pe județul Prahova și în zona județului Prahova nu are nevoie de nicio prezentare. Probabil cel mai cunoscut inginer piscicol, omul care a activat 15 ani la ferma Păulești-Grădiștea, apoi la Păulești, iar de un an sau doi a preluat destinele Bălții Pleașa. Este vorba de domnul inginer Ionică, cum îl știu prietenii. Un om cu aproape 30 de ani experiență în domeniul piscicol, inginer piscicol. Un om care ne va răspunde și vă va răspunde la multe întrebări. Puteți să-l întrebați ce vă trece prin cap, mulți și deja cu care am vorbit despre înainte să înceapă emisiunea, mi-au sugerat deja niște întrebări foarte, foarte interesante. O să vi le spun o parte din ele, dar până atunci să vă gândiți pentru săptămâna viitoare să le și notăm. Ce vă frământă despre pescuit? Ce credeți că puteți afla de la un inginer piscicol? Începând cu, nu știu, ritmul de creștere al crapului în apă natural sau înfurajat, câți ani trăiește un crap, sunt multe întrebări. Vom reveni pe la sfârșitul emisiunii și pe acest subiect, dar nu uitați, de săptămâna viitoare l-avem invitat pe domnul inginer Ioniță, actualmente administratorul Bălții Pleașa. Puteți întreba și despre baltă, puteți întreba și despre comportamentul peștilor, despre absolut tot ce vă trece prin cap legat de piscicultură. Așa, te rog. O întrebare. Răcarul Robert te întreabă așa, că a cumpărat un pop-up de 14 mm cu aromă de 1016 și a cumpărat de asemenea și o aromă de 1016. Poate să pună aromă peste pop-up? Da, nu cred că e cazul. De ce să mai pui aromă? Că miroase foarte tare și ține foarte mult mirosul. Nu cred că e cazul. Asta dacă vrei să-l refolosești, aroma așa o recomand. Pop-up-ul 2016, bineînțeles, nu face rău. Îi amplifici aroma. Dar un supradozaj de aromă nu cred eu că este foarte benefic la pescuit, mai ales prin prisma pescarului de pește mare, aromele am observat eu că cu cât sunt mai discrete, cu atât e mai bine. Da. Avem lângă noi un acvariu. Asta vom începe prima oară. Vom începe cu monturile. Mă voi mișca puțin că n-am ce să fac. O să-mi aranjez puțin lucrurile. Să am acces la ele. Bineînțeles că cel mai important am uitat. Am lăsat în altă parte, o să vă rog să mă scuzați un minut, am lăsat pe masa din spate monturile pe care le-am pregătit din timp. Vin imediat cu ele.
Asta este scuze. Am pregătit monturile de dinainte și le-am uitat. Nu facem azi niciun atelier despre cum se fac monturile, ci doar despre cum trebuie să funcționeze ele. O parte dintre monturi vi l-a prezentat colegul meu Claudiu Costache ieri. Cum pescuiește el? Eu vă voi arăta astăzi cum pescuiesc eu. În multe privințe pescuim la fel, dar haideți să trecem direct la monturile de început. Așa, s-au încurcat puțin, am... Gata. Avem lângă mine acvariu, nu știu acum cum se va vedea. Trebuie să văd și eu cum funcționează. Deci avem imaginea în acvariu. Și voi arăta prima montură. Montura, întrebau oamenii pe Facebook despre anumite cârlige de la Fudo și cum se echilibrează. Iată că mi le-am adus la mine. Am adus cu mine exact ce nu am acum. În sfârșit, acestea sunt cârligele despre care vom vorbi astăzi de la Fudo, seriile STG2, da, sunt două numere, numărul 6 și numărul 8. TF-ul, pentru cei care întrebați de la ce vine această prescurtare TF, vine de la teflon. Deci tot ce vedeți că se termină în TF de la Fudo, înseamnă că sunt teflonate. Și mai avem seria ISRT-TF. Ei, sunt niște serii de cârlige japoneze, niște cârlige, nici o firmă, Fudo este o firmă japoneză. Le recomandă în primul rând calitatea, dar și prețul. Să nu uităm că ele sunt undeva în jur de 6 lei prețul de la noi de pe site, adică sunt niște cârlige extraordinar de bune. Raport calitate-preț. Vom vorbi despre cârlige apoi. Iată că de la seria ISRT mai are încă ceva asemănător care se numește ISER. Întrebarea era despre seria ISER, dacă care momentan nu am aici, nu contează, ar fi trebuit să fie, dar cârligul este asemănător ca cel din această poză. De fapt, o să vi-l arăt direct pe montură, că asta e cel mai important. Deci, seria Fudo ISER numărul 5. Acesta este cârligul numărul 5. Se poate vedea, da? Este un cârlig mic pe care eu îl recomand pescuitului la montură cu năditor. Concret, năditorul, montura, cârliguțul mic, o boabă de porumb flotant medie sau mică, de la Enterprise, bineînțeles, sau un pop-up de 6, maxim de 8. Acesta se va echilibra perfect cu cârligul, deci ISER numărul 5. Haideți să-l vedeți acum și cum stă în apă. Se vede, da, aceasta este prima montură. Dacă în loc de porumb flotant puneam un pop-up de 6, ar fi stat aproape la fel. Deci, important la acest
la acest tip de montură este prezentarea. Vedeți? Sunt două tipuri de prezentare. Una care, în care cârligul stă ca în această, ca în acvariu, cum stă acum în acvariu. Cârligul, vedeți cum stă exact în vârf și cu flotantul deasupra. Va fi aspirat foarte ușor de către orice pește. Este o montură perfectă. Lângă ea acum vom introduce un număr mai mare, deci de la 5 am trecut mai mare, numărul 4, tot de la Fudo. De data asta va fi împreună cu un pop-up de 6. Îl vedeți? Iată pe asta cum stă. Aproape perfect. Ar fi trebuit pop-up-ul să fie puțin mai mare. Deci un pop-up de 8 cred că era perfect pentru echilibrarea lui, dar e bine și așa. Vedeți, există multe păreri legate despre prezentarea monturii. Eu vă zic strict din punctul meu de vedere. Există varianta ca această montură să stea mai sus ridicată și o să vedeți acum, să stea așa. Adică montura să stea, cârligul să stea doar în coadă. Pentru, iată, aici asta e poziția culcat, asta de sus e poziția în coadă. Vi se pare că este foarte mică diferența. Da, dar această diferență poate face, această mică diferență poate face pe o baltă selecția. Adică putem să prindem pește în poziția aceasta și așa să nu tragă, sau foarte rar să fie mult mai mic, mai mici trăsăturile așa, sau să tragă doar așa. Eu vă zic că trebuie să vă jucați întotdeauna pe când mergeți la pescuit, ori vi le faceți de acasă și aveți cele două variante, ori dacă nu, pe baltă aveți un mic bidon de poate de suc de bere, îl tăiați și faceți un mic acvariu în care să vă prezentați să verificați singur monturile. Dacă vedeți că nu trage în permanență, este bine să schimbați. Nu stați că nu-i bun locul, că nu te trage peștele. Nu, e de la noi de multe ori. Alexandru Irimuiu te întreabă dacă se poate pune în loc de momitor un mic săculeț solubil. În loc de momitor, adică să pescuiești cu pungă și cu plumb, și cu săculeț solubil. Da, bineînțeles, se poate și revenim imediat și la această. Da, bineînțeles. E perfect. Acum, am prezentat cele două monturi pe care vi le recomand de momitor, pentru năditor. Acum, trecem la următoarea parte a monturilor noastre, la montura inline cu plumb. Iată că am aici pe masă, ăsta le lăsăm, vă le vine rândul mai încolo. Se pot vedea și aici. Iată ce avem. Lungimea monturilor contează în funcție de mâlul de pe substrat, de grosimea mâlului, vom putea pescui cu o montură care să se așeze o montură de 7-8 cm, respectiv una de 15, poate chiar 20. Tot am vorbit data trecută și profit de ocazie să vă arăt. Vorbeam de săculeț, da? Deci acestea sunt niște monturi pe care le folosim când pescuim cu plumb. Uitați-vă cât de simplu se atașează săculețul de montură. Deci am făcut un simplu ochetă exact atât. Ați văzut? Deci cu un deget am luat asta, partea de sus, și am băgat-o jos, încă o dată. Partea de sus o ducem jos, ăsta e ochiul. Acesta este ochiul care se face la el. După care cârligul se înfige discret aici, dar nodul va ține, acesta este nodul. Uitați-vă puțin, nu e niciun nod de fapt. Tensiunea din clipa aruncării îl va strânge pe acesta, aici. Cârligul este, putem să-l înfigem sau nu. Va rezista foarte bine, iar în clipa în care se va desface în apă, că vedeți că nodul întotdeauna se topește mai greu. Nu va fi în zona cârligului, va fi undeva pe fir, deci nu influențează cu nimic pescuitul, dar o să vă arăt cum lucrează în apă. Deci încă o dată, este foarte important acest lucru. Deci am dat o dată, așa.
pac, pac. Și am legat. Asta este tot. Așa. Trecem la un cârlig superior. Tot din gama Fudo, tot din gama ISRT sau ISR. Atenție, sunt foarte asemănătoare seria ISRT cu seria ISR. Doar poziția vârfului diferă, în rest sunt asemănătoare. Este deja un cârlig numărul 2, recomandat pentru pescuitul la crab. La crab mai mare mă refer, nu la ciortan. Este un cârlig care va funcționa bine atât ca pentru momelile clasice, gen boilies, adică clasice pentru noi, pentru pescarii de crab. Deci va funcționa bine atât cu boilies cât și cu snowman. Iată cum trebuie să stea un snowman. Am folosit pentru acest cârlig un pop-up de... Imediat să vi-l și arăt. Un pop-up de 12 mm. Da, sunt, am căutat special acest lucru, culoarea care îmi place mie cel mai mult și aroma. Vi-l recomand pentru folosirea, atât simplu poate fi folosit, ridică un cârlig de numărul 2 singur și se echilibrează perfect, sau pentru snowman, astfel încât doar momeala să fie sus, cârligul va rămâne pe fundul apei. Deci un pop-up de 12, așa arată ele fizic. Da? Cu un boilies. De data asta am luat cel mai mic boilies dintr-o cutie de la noi, din gama VM. Dacă ne uităm, vedeți că în aceeași cutie sunt boilies-uri de 16, de 18 și de 20. L-am luat pe cel mai mic de 16 și am făcut un snowman. Și acum să vedem cum lucrează în apă. Vedeți? Cârligul rămâne pe substrat. I-am dat drumul. Pop-up-ul ridică snowman-ul. Bila de fund rămâne jos, pop-up-ul sus. Este o montură perfectă pentru crab, o montură discretă. În același timp, cu aceeași bilă, pentru că am făcut niște teste și e bine să vorbim despre ele aici, am mai făcut o montură cu același cârlig, cu același fir textil, numai că pop-up-ul din 12 l-am făcut de 14. Să vedem ce se schimbă în dinamica acestei monturi. Am folosit pop-up-urile de 14 de ananas, care sunt și favoritele mele. Și haideți să vedem acum și cum lucrează în apă. Mai mult ca sigur, cârligul este destul de greu, nu cred că are forță să ridice. Asta chiar n-am testat-o. Da, uitați, exact aceeași lucru se întâmplă. Deci lucrează exact ca prima montură. Va sta, deci e mult mai bună această montură decât prima. Se creează între pop-up-ul de 14 și bila tare de 16. Ele împreună creează un ansamblu care este ușor semiflotant, adică stă în imponderabilitate. Este un critic echilibrat, ansamblul mă refer. Uitați-vă cât de ușor este, deci a trecut un pește, a făcut puțin, a trecut, a dat din aripioară, imediat se mișcă montura pe fundul apei, asta contează enorm. Și o simt la mână, deci cârligul este greu, se duce jos, e clar, acum dacă vrem să facem un snowman, să stea cârligul în tijă, ca la monturile pentru năditor, va trebui ori să coborâm mărimea
bilei tari, adică din 16 să o facem 14, ori copapul din 14 să-l ducem în 16, poate chiar 18. Ceea ce mi se pare un pescuit destul de, cu o momeală destul de mare, adică este un pescuit pentru pești mari. M-au mai întrebat mulți, o parte dintre voi, despre nevoia de a pune pe montură în clipa în care se ridică foarte mult de pe fund, dacă este nevoie să punem pe zona imediat din apropierea cârligului o alică de plumb. Eu personal mă refer aici în zona aceasta. Eu personal nu o folosesc și nici nu recomand la nimeni. În cazul în care vi se ridică prea mult cârligul de pe substrat, mai bine e să tăiați cu forfecuța din pop-up decât să puneți alică de plumb. Și vă voi arăta imediat de ce. Am profit de ocazie că iată am în mână o montură pe care mulți o cunoașteți, mulți nu. Este o montură combi. Este o montură care este recomandată pentru pescuitul cu elicopter. Da? Pleacă dintr-un fir fluorocarbon gros, are un nod în apropierea cârligului, după care montura se termină cu textil până în capăt. Datorită fluorocarbonului gros nu se încurcă niciodată la aruncare, iar datorită firului textil va fi foarte ușor de absorbit de către pește, fiind foarte fină. Aceasta poate fi folosită atât cu boilers, această montură poate fi folosită atât cu boilers, cât și ca bază pentru un pop-up, ca în exemplul nostru. Haideți să vedem acum cum lucrează ea. Fluorocarbonul este foarte ușor și cred că va lucra altfel decât o montură clasică. De aceea vă recomand încă o dată și tot timpul o să repet de-a lungul emisiunii, verificați-vă singur monturile, nu le luați de bune pe cele pe care le luați din comerț. De fapt, un pescar ar trebui să țină foarte mult cont de acest aspect și în permanență să verifice montura de acasă, nu să se trezească pe baltă că nu-i funcționează. Și o să vedeți o montură care nu funcționează. Iată. Eram sigur, vedeți? Vă întreb acum pe voi care vă uitați ce e greșit la această montură. Este un cârlig destul de mare, un pop-up destul de mic, de 10. Stă în sus, de ce? Pentru că fluorocarbonul are densitatea mai mică decât a firului textil. Este ușor. Iar noi cu această montură nu avem cum să prindem pește. Este o montură care stă între ape, este o montură mai repede zigric. Da? Ia uite. Și ia uite, cum s-a dus singură la fund. Se ridică. Un moment, vom lua cu forfecuța din ea. Și am luat puțin din pop-up. Nu e niciun fel de problemă, cu atât mai bine, mai mult va mirosi. Ia să vedem acum ce se întâmplă. Ia uitați-vă cum s-a dus. Deci a rămas o montură clasică, prezentare perfectă, direct în tip, perfectă este. O las așa, dacă vreți să se culce cârligul ca la monturile de aici, mai luați încă puțin cu forfecuța din acest pop-up. Da, e perfect așa cum e, mai ales pentru tân. Este o montură perfectă pentru pescuitul la tân. O scoatem, deoarece vom avea treabă cu ea imediat după ce terminăm prezentarea monturilor. O să rămâi cu camera tot pe acvariu. Mai avem o montură tot cu fluorocarbon. De data asta este o montură clasică cu boilers. Iată și această montură cum trebuie să stă în apă. Cârligul pe fund, bila jos. Da, sper că se vede. Așa trebuie. Ne întoarcem după ce vom prezenta această montură, ne întoarcem să vă prezint câteva monturi de ten, că tot a venit vorba de ten, dar până atunci
Să vă arăt și ce vă recomand la aceste monturi. 1. În primul rând, credeți-mă că contează enorm să ai o forfecă de calitate. Am tot încercat de-a lungul timpului forfecuțe de 5 lei, de 10 lei, de 15 lei. Taie din prima sau nu taie din prima. De-a lungul timpului o singură forfecă am găsit bună. Asta. E mai scumpă, e 35 de lei. Este forfecuța de la Corda, verde. Există și alte copii pe piață, tot aceeași culoare. Dar calitatea este net superioară oricărui produs. O avem și la noi pe site, este 35 de lei, v-am zis. Avem și varianta mai ieftină la 15 lei de la Mustad. Avem și alte variante și vor mai veni variante. Avem și varianta de la Fox, care tot în jur de 35 de lei și tot bună e. O avem și pe apa aici, e ceva asemănător. În sfârșit, forfecuțele sunt un accesoriu obligatoriu într-un sau unui pescar. De aceea am făcut această paranteză și țineți minte ce vă zic. Asta este singura forfecuță pe care trebuie să o aveți. Forfecuța de 35 de lei de la Corda, o aveți intrusă și dacă aveți grijă de ea, atenție, de o țineți pentru textil, nu de tăiat sârme, plumb și șireturi la pantofi. Nu, doar pentru firele textile. Acum revenim la monturi. Vorbim despre montura pe care v-am prezentat-o mai devreme, poate se vede, poate nu, dacă nu va veni colegul să ne ajute. Este ceva, un detaliu foarte important. Da, se vede? Vedeți forma cârligului, da? Este o montură pe care vă recomand pentru pescuitul cu helicopter. Mulți dintre voi ați auzit de helicopter, mulți folosiți helicopterul, mulți le cumpărați monturile de pe piață, mulți le faceți voi. Eu vreau să vă arăt acum, chiar dacă probabil că au mai arătat-o și alți colegi de-ai mei, o montură helicopter invenție românească. Vechii pescari de la Corbu știu că acolo a apărut, nu mai știu exact cine a inventat-o primul, nu am fost eu, un coleg al nostru din gașca noastră în 2012, din câte cred eu, a folosit această montură prima oară, dar ce e important la ea este forma cârligului, firul pe care legăm montura, care este fluorocarbon, și aici vă recomand acest produs pe care îl folosim noi. Nu este un produs ieftin, dar este un produs raport calitate-preț extraordinar. Firul se numește ASO, este un fluorocarbon, iar ca dimensiuni am, de fapt tot ce vedeți la noi pe site, să știți că aducem doar dimensiunile pe care le folosim noi. Nu aducem dimensiuni doar ca să fie acolo, că poate comandă cineva, nu-i bine. Am adus firul de 0,28 și firul de 0,30. 28 vi-l recomand pentru cârlige mai mici, numărul 8, poate chiar și numărul 6. Firul de 30 pentru cârlige mai groase, asemănător cu amnezia, cei care știți. Deci, încă o dată, firul pe care vi-l recomand pentru legatul cârligelor fluorocarbon se numește ASO și costă undeva în jur de 35 de lei, Andreea? 34 de lei și celălalt 37. Deci 34 și 37 de lei. Acesta e, și are 50 de metri. Adică cred că un sezon întreg vă ajunge. Și acum haideți să trecem să vedem cum se face un elicopter românesc. Să vedem dacă avem tot ce ne trebuie. Eu mi-am pregătit. Avem pescari care sunt mecanici auto. De data asta, uite, vă recomand eu în trusa voastră să nu mai plecați la pește fără un șfic, fără un patentus mic. Și de ce? Iată de ce. Așa avem plumbi în trusă. Un plumb clasic, un vârtej, un ochi, un vârtej. Pentru a face o montură elicopter, prima oară cu ajutorul șficului trebuie să tăiem vârtejul. Pac, l-am tăiat. Atenție, n-am inventat noi apa caldă, n-am inventat noi elicopterul, englezii l-au inventat. Noi doar l-am adaptat. Dar să-mi zic că după aia, la sfârșitul emisiunii sau și în timpul emisiunilor, după ce vedeți montura, ce nu e în regulă la ea. Noi n-am observat de-a lungul
ani de zile că nu ar funcționa bine. Și nici pește n-a observat, deoarece cred că în clipa de față România se află pe podium la rezultatele obținute la pescuitul la crapă. Și mereu am fost sus. Și ca nadă, și ca munturi. Așa, deci a rămas plumbul doar cu vârtej. După care trebuie acest vârtej, această sârmă strânsă puțin cu patentul ca să rămână mult, mult mai mică. Iată. După care iar am ceva ce nu am. Trebuia o rolă de textil care nu știu unde am pus-o. Se pare că nu e. Voi face o pauză să vi-l aduc mai încolo. Până atunci, pițurcă, azi că apărez la un prieten care l-a pescuit alături de noi. Așteptăm să facem paștele împreună. Vezi că la mine pe birou, te rog, e o rolă de textil Siveida la 150 de metri și opritoare pentru firul de păr pentru elicopter. Mersi. L-am avut, dar s-au pierdut. Până vine colegul cu ingredientele necesare preparării ciorbei, să vă arăt și ce cărlige folosesc eu și pe care vi le recomand pentru montură elicopter. Nu știu dacă avem lumina bună. Stai că plută aici sub noi și trage. Ei, așteptăm să plece cu ea, o rugăm pe Andreea să fie atentă, să zică dacă... Dacă o fi caraz, nu o să tragă, că nu uitați că e la boile sundița. Așa, deci revenind la cărlige pentru montura elicopter. Avem gama de la Corda, numite Crank sau Crank X. Numerele 6, respectiv 8. 8-ul merge de minune cu ASO 28 mm, cu fluorocarbonul. Iar pentru numărul 6 vă recomand același ASO, dar de 0,30. Avem un cârlig de calitate, dar scump. Atenție, este un cârlig care costă opritor de fir de păr pentru elicopter. Mulțumesc, colegul, n-am înțeles ce-mi trebuie. Pentru elicopter nu folosim opritor de bărâs. N-avem cum să facem elicopter. Elicopterul trebuie opritor pentru fir, în care se blochează cârligul, vârtejul. Așa, revenim la cârlige. Sunt niște cârlige cumva mai scumpe, 25 de lei plicul. Sunt niște cârlige foarte bune ca formă, dar trebuie să aveți intrusă, n-am trusa la mine, trebuie să aveți intrusă și o mică menghină și o pilă. Se duc foarte repede în vârf. Ăsta este singurul dezavantaj al cârligilor de la Corda. Nu neapărat de la Corda, sunt mai multe firme care au probleme mari în vârf. Vârful este ascuțit electrochimic și datorită, mai ales la corbul, o apă ușor salmastră, se duc foarte repede, deci cedează vârfurile, nu mai înțeapă bine. Întotdeauna un pescar bun trebuie să verifice periodic, la o oră, la două ore, la fiecare scoatere a monturii, trebuie să verifice dacă vârful cârligului mai înțeapă. Mai avem, aceasta este o gamă pe care o folosim. A doua gamă, de la firma Owner, tot producător japonez, un producător de renume, seria CT3. Două mărimi, numărul 2 și numărul 4. Dacă ne uităm, este aceeași formă. Sunt niște cârlige care au un preț mult mai bun, costă în jur de 14 lei, dacă nu mă înșel. Da? Mersi. Atât că în sfârșit au venit opritoarele de fir de păr, cele clasice, ieftine. Forma aceasta este recomandată de toți cei care pescuiesc cu montul elicopter constant. Asta nu înseamnă
obligatoriu că doar aceste cârlige, doar această formă de cârlige se folosește la montura elicopter. Dimpotrivă, eu am testat de-a lungul timpului și mi-a mers foarte bine și n-am scăpat pește. Asta înseamnă, știți ce, când întreabă lumea, ce înseamnă să se potrivească pentru montura elicopter? E, ce înseamnă? În economia unui concurs din 10 pești, dacă ai scăpat unul, e o problemă. Dacă scap doi, e o problemă foarte mare. Bine, dacă îți rup, ești de vină tu. Eu vorbesc că scapă, își dă drumul la mâini, cum le zicem noi, adică îi sare cârligul din buză. Sau nu e înțepat bine, sau este înțepătură superficială, genul acesta de înțepături. Acest cârlig nu prea ratează. Așa am observat. Aici vorbim doar datorită experienței de 15 ani, poate mai bine, petrecută în concursurile de pescuit. Acest lucru m-a făcut să testez cu această montură, m-a făcut să testez și alt tip de cârlig. Și de la Fudo am încercat STG2, numerele 8 și 6, dacă țin eu bine minte, da, numerele 8 și 6 pentru același tip de montură. Am încercat de la ei chiar și forma pe care v-am prezentat-o mai devreme, ISRTF. Nu au fost probleme. Nu am scăpat pești, s-ar putea să fie doar că am avut noroc, n-am insistat, merg mai mult cu clasice și eu, dar întotdeauna nu luați de bune ceea ce vă zic alții, ci testați. Pentru că este varianta să luați un cârlig din ăsta, în ce ai încredere, acel lucru să continui cu el. Pentru că este varianta să te iei după mine, de exemplu, să iei cu aceste cârlige forma... clasică, noi acum le zicem crancuri la toate, dar nu știu dacă cranc a inventat cuvântul cord, dar nu știu dacă neapărat cranc e cuvântul. Forma aceasta de cârlig este, după părerea mea, cea mai bună. Dar un alt pescar poate scăpa pește să zică că aceasta de la Fudo este cea mai bună. Deci nu, asta este frumos în pescuit, nu e fizică, nu e matematică să fie legi fixe. Totul este în funcție de substrat, în funcție de pescar, în funcție de montură, în funcție de amplasare, sunt mulți perimetri, mecanica rămâne aceeași, știu, dar sunt mulți factori care pot influența o înțepare bună sau nu. Trecem de la cârlige, că am prezentat cârligele, la ceea ce ne-a adus colegul firul textil. Și atât cum se începe. Am luat un fir textil pe care îl folosesc ca înaintaș, este firul textil pe care îl folosim noi. Legăm și cârlige cu el, îl folosim și ca înaintaș și la montul elicopter, ca linie principală, ca orice. Se numește Siveida, este alcătuit din 8 fire împletite, 150 de metri și costă 35 de lei, adică este foarte, foarte, foarte ieftin și bun. Ne gândim că acesta este firul de la linia principală, da? Că asta este avantajul elicopterului românesc, deci plecăm de la linia principală a noastră. Întotdeauna îi punem prima oară, îi punem un opritor de linie, la asta mă refer. O contează firma opritoarelor să fie cât mai ieftine, că folosim foarte mult. Deci acesta va fi opritorul de sus, montura așa va sta. Acesta va fi opritorul care va opri, să vedem unde este montura noastră. Am scos-o și am pus-o pe aici, asta crea puțin haos, nu are nimic. Pentru că toți suntem aici, să vă arăt și cum trebuie să arate un vârtej pentru montul elicopter. Este foarte important. Vârtejul este foarte mic, numerele 12, 14. Vedeți, da? Nu folosim vârteje mari. Iată cum să vă arăt și cum arată un vârtej mare, clasic. Da. Vreau să se vadă diferența între ele. Vârtejul clasic este numărul 4, vârtejul mic este numărul 12. Probabil că acum vă dați seama, nu știu dacă se poate zooma. Deci le avem pe cele două unul lângă celălalt. Așa. După ce am băgat opritorul, băgăm vârtejul. În partea inferioară băgăm al doilea opritor. Montura noastră va lucra între cele două opritoare, după care în partea de jos
vom folosi o tijă scurtă de, nu știu, 4, 5, 6 cm. Poate, nu, e, cred că zic mult. 4-5 cm. Băgăm tija. Plumbul pe care l-am strâns, i-am strâns ochetul cu creștere, cu patentul mai devreme. Aceștia ne facem de acasă. Facem un nod. Mare atenție la nodul acesta, deoarece el va ține peștele. Adică la un moment dat aici se va forța vârtejul. În acest nod. Nu-l faceți la mișto. Da, am făcut asta. Pardon. Deci un plumbul legat cu un nod. Venim după aia cu tija, o înfigem bine. Și iată cum elicopterul nostru este gata pentru pescuit. În clipa în care aruncăm, sper că se vede. Aceasta este montura pregătită de lansare. Ia să vedem, poate se vede mai bine aici. Pe fundal. Montura va culisa până în opritorul superior și aici se va învârti la 360 de grade, exact cum se învârte elicia de la, cum se învârtește elicia de la elicopter. Și nu se va încurca niciodată în aruncare. Plumbul va trage după el montura, ceea ce va crea monturii o aerodinamică extraordinară și va duce foarte, foarte departe față de o montură clasică cu plumb inline. Deci aceasta este montura elicopterului românească pe care vă recomand, se face direct pe linia principală, nu costă mult, avem toate ingredientele disponibile la noi, chiar și la noi pe site, dar le găsiți pe toate site-urile, vă puteți face și să nu vă mai cumpărați, deoarece sunt foarte scumpe în comerț monturile gata făcute, mare parte din ele aduse din China și, după părerea mea, proaste. Deci ce ai făcut cu mâna noastră e mult mai bine, e mult mai bun. Tăiem și revenim la monturile noastre, am prezentat-o pe cea de pentru elicopter. Vorbim acum de pescuitul la ten. La ten, iată care este șmecheria, nu boilesul. Porumbul. Tenul îi place foarte mult porumbul. Profit de ocazie să vă anunț că săptămâna viitoare invitatul nostru, domnul inginer Pișticol Ioniță, ne va spune foarte mult despre comportamentul acestui pește numit Teno falingodonii de la, de fapt, denumirea lui latină. Este un pește introdus în fauna noastră din China, a fost adus. Nu se reproduce decât în mod, nu se reproduce în mod natural. Ne va spune domnul Ioniță și cum se reproduce, cum trăiește, dacă locuiește sau dacă e solitar, dacă locuiește în bancuri, cum se poate prinde, unde stă. Ne va spune foarte multe secrete, la fel multe întrebări le așteptăm, le notăm și le vom pune domnului inginer. Iar atenție, este un inginer pentru cei care nu-l știți, care este și pescar, se pricepe și la pescuit și este și inginer piscicol. Adică avem 2 în 1. Iată cum trebuie să lucreze o montură de ten. O prezentăm în acvariu. Vedeți? Cârligul pe fund, momea la sus. Nu stă chiar perfect. Mai facem un reglaj imediat. Iată, este aproape perfect. Trebuia mai multă flotabilitate. Nu e foarte bine ridicată, dar există și varianta să mai punem o boabă de porumb flotantă și va sta mult mai sus montura. Așa stă cârligul pe fund și doar boabele sus. E bine și așa. Nu este perfect, dar este bine.
revenind la montura pentru ten. Uitați-vă puțin ce mult contează să apropiem boabele de curbura cârligului. La ten, tenul mușcă, nu absorbe ca și crapul și este recomandat ca curbura cârligului să fie lipită, dacă se poate. Exact așa, așa trebuie să stea. Lipită de momeală. Noi avem aici un stopper care ne face să ținem boabele presate între ele. Este ok, dar cam aceasta este distanța optimă. Și avem a doua montură. Mulți o să ziceți că e o monstruozitate. Nu e o monstruozitate. Nepotul meu, Viorel, care pescuiește la Tâncăbești vara după ten mari și știți bine cei care ne-ați urmărit și pagina Senzor, a prins mereu pești peste 18, 19, 20 de kilograme. Pescuiește cu monturi mai mari decât aceasta. Asta este o montură cu 6 boabe. El folosește și cu 8, chiar și cu 10, niciodată tenul mare nu va refuza asemenea sandwich. Haideți să vă arăt și pe asta cum lucrează în apă. Iată. Ia gândiți-vă pe un pad de nadă cum se va prezenta această montură. O lăsăm aici. Între timp, prima montură, primei monturi îi voi atașa un săculeț cu perete și o vom lăsa să vedeți și cum lucrează. Sunt peletele pe care le aveți prezentate la găleată de 3 kg cu preț promoțional, le găsiți tot la fel pe site-ul nostru, la rubrica 22 de lei găleata de 3 kg. Aceasta este montura, cam așa trebuie să intre în apă o montură pentru ten. În locul peletelor poate fi folosit fără niciun fel de probleme porumbul. Știți bine că porumbul uscat nu face bine nădirilor masive, dar la săculeț nu este niciun fel de problemă. Un pește care mănâncă porumb uscat este scos din luptă pentru minim 24 de ore, cât timp are loc digestia porumbului uscat. Este mult mai greu de digerat. De aceea toată lumea vă recomandă să folosiți porumb preparat. Iată această montură. O vedeți? O lăsăm aici. Vedeți ușor o ușoară dâră de neon. Ei, vă zic imediat de la ce este. A stat săculețul alături de niște năditoare pe care vi le voi prezenta imediat. Sunt o nouă invenție de la Senzor. Se numesc absorber. Sunt niște năditoare care au rolul de a absorbi gelul neon și după aia de a-l difuza în apă, în clipa în care pescuim chiar și cu o nadă normală, cu o nadă simplă. Vedeți acum cum funcționează săculețul. Este un material la care dizolvarea lui durează în jur de 30 de secunde la actuala temperatură apei, care este undeva în jur de 10 grade. Atât are apa în baltă la noi momentan, 10 grade, poate 12 grade, dar a fost destul de... a fost cald, ba frig. Azi a fost cald, cred că s-a dus în 14 grade. Așa, iată că a început să desfacă. Deci este un săculeț cu pelete simple. Peletele sunt pe bază de cereale, pe bază de porumb, de grâu, de fara soarelui, ors, ovăz. Sunt niște pelete foarte simple. Ușor solubile de la început. Pe ele se face o mâzgă și vor atrage foarte repede peștele. Pentru ten, uitați, aceasta este prezentarea ideală. Deci o grămadă mai mare de... Apropo, la ten vă recomand să faceți săculeții mult mai mari decât obicei, decât îi faceți la crap. Tenul mănâncă foarte mult, de aici se zice porcul apelor. O prezentare ca aici este mult mai bună decât multe altele, chiar și din cele pe care le facem cu bărcuța, plantând. În clipa în care te duci cu vaporajul și plantezi, vă dați seama că porumbul se va duce pe o arie de câțiva metri pătrați, dacă
aveți vaporașii plantați, vă recomand să folosiți săculețul chiar și în vaporaș. Iată, săculețul s-a topit, așa a rămas montura pentru tân. Deci când va intra în ea, bine, nu avem tân la acvariu, dar dacă ar fi fost, vă asigur că deja era prins. Am prezentat acum și varianta de monturi pe care o folosesc eu, la ten, la ciortan și la crap. Vă aștept cu întrebările, dar până atunci mai avem un lucru de prezentat, pentru că mulți dintre cei care mă știți că am 20 și ceva de ani de când merg în Delta și că viața mea este Delta. Sfântul Gheorghe, Crișan, Chiliar, nu contează, iubesc Delta, cred că și ea mă iubește pe mine, iubesc sălcile, iubesc tufu și în special pescuitul acolo. De săptămâna viitoare vom avea disponibile pe magazinul nostru online și aceste mici accesorii care pe ape curgătoare fac diferența. Sunt niște plumbi, noi le numim plăcuțe, sunt făcuți de noi aici în Lipănești. Nu vor fi foarte ieftini la vânzare, vor fi în jur de 5, 6, poate 7 lei în funcție de greutate. Greutatea lor e între 80 și 150 de grame. Acești plumbi sunt făcuți special pentru ape curgătoare. Oricum arunci, plumbul va pica cu partea inferioară, partea de plumb, plumbul va pica pe substrat și nu va fi dus de către curent, foarte important. Adică folosim plumb de 100, 220 de grame, 250. Eu personal când pescuiesc pe canalele principale, adică pe Sulina, pescuiesc cu plumb cu plăcuțe 250 de grame plus pasta, că aici într-adevăr facem, dacă avem pe aici prin zonă, era parcă o gălățică, da, era chiar aici, scuze. Aceasta este o cocă, este o cocă care densă, este pasta solubilă pentru năditor, cea care stă foarte, foarte mult pe ea. O punem aici mai cu forța, e ca o plastilină. Așa va sta. N-avem timp să stăm, să o bag și pe asta la acvariu, să vedeți că mâine dimineață tot așa va fi. Ea miroase locul, dar stăm, nu, pardon, nu mâine dimineață va fi, se curăță, dar în timp. La fel, acest năditor are jos auto-nțeparea. Iată, aceasta este o montură clasică pentru pescuitul pe ape curgătoare în Delta Dunării, în special pe brațele Chiria și Sulina. Aceasta este prezentă, așa se aruncă în apă, la impactul cu apa, bineînțeles că va ieși cârligul, va elibera boiresul. Într-adevăr, momeala care mi-a dat cele mai multe rezultate în Delta a fost boiresul. Am observat de-a lungul timpului, m-am bazat foarte mult pe boiresurile noastre pe 1016, după aia am pe VM, dar am prins chiar și la boiresuri ieftine și sunt mândru să vă spun că față de alți pescari, produsele noastre au fost testate foarte mult înainte de a le scoate pe piață, în delta, pe ape naturale, pe pești care n-au văzut niciodată patonadă și au funcționat din prima. O băgăm în apă ca să fie frumos. O avem aici, să vedem de ce l-a tras la uliță. Am stat cu spatele și iată ce s-a întâmplat. Andreea, te rog cât pun momeala dacă avem întrebări legate de monturi, că după aia revenim. Montură plumb pierdut, rig de 20 de centimetri, și care este, te întreabă care este motivul
pentru care nu a prins pe fundulea 2. Nu, aia, asta să facem o mică clarificare. Cu boiresul prins doar pe anumite bălți. Pe anumite bălți nu poți să dai cu boiresul. Boiresul nu e o montură, nu e o momeală prinzătoare decât pe bălți unde este învățat cu boiresul. Deci sfatul meu când vă duceți pe bălți, gen fundul la 2 sau alte bălți în care nu s-a pescuit niciodată cu boiresul, să vă duceți cu porun flotant sau cu pop-up de 6 sau 8, nu cu boiresul. Cu boiresul e mai greu. Pe apă curgătoare merge din prima, am observat, da, la Dunăre pui boiles la cărliș și poți să prinzi din prima, chiar dacă nu nădești. E mult mai bine să nădești. Indre Ovidiu te întreabă, așa, spune că dorește să facă o baltă de 3 hectare și dacă îl poți consilia pentru un plan de afaceri și cum ar trebui să înceapă o escavare. Ovidiu, mie mai greu că balta asta am făcut-o, am spus emisiunea trecută, plecând de la două navete de bere și cu cazmarele în spate, eu cu prietenii mei. Dar săptămâna viitoare nu uita că l-avem alături de noi pe domnul Regire Ioniță, care a pus umărul la foarte multe bălți, niște sute de hectare de luciu de apă și care te poate îndruma foarte bine, mai ales că este un om foarte, foarte drăguț și care întotdeauna ne răspunde la întrebări. Deci săptămâna viitoare te așteptăm și îl întreb pe domnul Ioniță cum se poate face o baltă de 3 hectare și ce factori influențează un comportament adecvat al peștelui în acest gen de incintă pisciculă. Te rog? Iulian te întreabă dacă folosești litcor, monturile litcor, se așează nu, mai bine. Nu, știu, așa ai dreptate. Din comoditate și am observat că nu e, n-am observat o nevoie în a folosi litcor. Nu folosesc. Vasile Mașală se întreabă dacă peletele se pun uscate în săculețe. Da, se pun uscate. În loc de perete putem pune și porumb uscat, am și zis. Peretele sunt uscate. Dar materialul nostru de săculețe e PVA friendly, adică se pot pune și anumite lucruri care nu topesc PVA-ul, dacă vrem să facem o parte lichidă, nu e niciun fel de problemă. Alexandru Curcă te ruga să pui săculețul solubil în apă, să vadă în cât timp se dizolvă, dar e și răspuns, puțin mai devreme. Da, și o să văd acum, că mai avem aici un săculeț. Aici avem un săculeț făcut cu... uite ce avem în găleat. Un Topamix bicarp. Bine, am avut eu mai multe pași, dar cred că o parte din ele mi-au dispărut, cred că mi s-au furat. Că altfel nu mi-e explic ce s-a întâmplat. Daniel Florin Gărbite te întreba dacă la porumb de cauciuc fără natural sunt capturi. La porumb de cărda, la mult mai greu. Peștele nu vine la porumb flotant. Vine la săculeț. Și când vine pe acolo și absorbe de la ce a rămas de la săculeț, trage și porumbul la flotan. Porumbul la flotan, nu uitați, nu e de râs. Putem să folosim de multe ori talpă de la papuc. De la papuci de plajă, tai o bucățică să fie flotant, ai pus acolo și prin scrap. Sau am făcut niște teste pe bărți de vă doare capul. Important este să fie densitate de pește în apă, să lucreze peștele și atunci putem să punem la cârlig. Am pus inclusiv muc de țigare și am prins pește. Nu că a venit peștele la muc de țigare, că nu asta era ideea, a venit pentru că a venit la săculeț. La mucul de țigare era prezentat pe un săculeț. Referitor la montura elicopter, Rădulescu George te întreba la ce distanță față de plumb se pune opritorul de sus. În funcție de substrat, George, dacă vrei, cum am pus eu la 15-20 cm, pentru un pescuit clasic cu un măl mic. Dacă e mălul de 30 cm, te duci cu el mai sus. Se înfige prima oară plumbul și după aia vine de sus săculețul. Atenție însă, la elicopter nu poți folosi săculețul. Atenție mare, când arunci, se duce datorită frecării mari cu aerul a săculețului, îți trage montura mult peste opritor, cu tot cu opritor, se duce sus de tot și ți-a din aruncare. De fapt nu că poți să o folosești, dar ți-a foarte mult din aruncare, se poate încurca în aruncare, dacă ai fi sigur că ajunge în apă, și chiar dacă e nămolul mare, îți dai seama, după aia cu săculețul va curisa perfect. Mai ales când faci săculeț din, încă o dată, am mai prezentat o dată, din acest mix de nadă, numit Topamix. Săculeții noștri făcuți din această nadă sunt flotanți. Sunt recomandați pentru bălți cu
mâl. De exemplu, tu ești la Grădiștea, ești pescar de Grădiște, da? Ați văzut că pe multe zone din Baltă este mâl. Asta este cheia de poți să prinzi pește pe mâl. Prezentarea, o să vedeți imediat cum se așează. Marin Irian spune că părerea lui ar fi că nu există balter unde să nu se prindă la boiles. Da. Nu, am avut niște decepții mari la pescuit la boiles și încăpățânându-mă să prind pește la boiles și m-am recurit. Dar nu, folosesc eu doar cu un aintaș textil, așa sunt mai de modă veche, nu am prea pescuit gașca noastră și pescarii din vremea mea cu litcor decât foarte rar. Nu necă litcorul se așează mult mai bine pe substrat, nu necă nu e bun, dar nu-l folosesc eu personal. În aintaș n-am avut niciun fel de problemă, eu sunt adeptul monturilor cât mai simple. Daniel Florin Gheorghiță te întreabă dacă pe apa cu rugătoare, dacă folosești boilies de căpșună, ai captură fără momeală? Adică să pui un boilies la cârlig să-l arunci în apă? Nu, sunt slabe șanse, pentru că peștele, și nu neapărat datorită aromei de căpșună, pe care, apropo, puteți să-l întrebați pe domnul inginer săptămâna viitoare dacă peștele simte, percepe aromele și dacă percepe aromele, care arome îi plac. Vedeți că sunt niște întrebări foarte interesante. Eu am o listă, o să vă citesc câteva dintre întrebările mele, dar am și câteva întrebări surpriză, pentru că sunt câteva aspecte cu care vreau să-l surprind. Am și eu ceva studii în piscicultură, bineînțeles n-am experiența lui niciodată, dar am avut balta, am lucrat cu piscicultori, am făcut tratamente la pește, am făcut rețete de furajare, am avut un mentor foarte bun, un profesor de nutriție de la facultatea din Galați, facultatea de piscicultură. Am avut oameni care m-au învățat piscicultură fără să fiu de meserie, dar asta nu înseamnă că pot să dau niște legi în pescuit industrial. Adică nu pot să vă răspund la niște întrebări cum vă răspunde un inginer de meserie. Pal Mihai Răzvan te întreabă când o să faci un live de la Unica în Delta Dunării. Să facem, e greu să facem din Delta. Avem de la cor putem face, cel mai frumos live așa s-ar face, dacă am avea semnal, am putea face. Așa, Marius Trifante întreabă care sunt cele mai recomandate boilesuri pentru Delta. Din gama noastră, raport calitate-preț, Monster Crab. Monster Crab și am și zis de anul acesta vor fi portocalii, vor fi și la kilogram și la 10 kg, cred, și la gălețele mici doar pentru cârlig. Acestea sunt boilesurile mele favorite, raport calitate-preț, că altfel dacă și-ar permite lumea financiară, 1016 din prima, nu te joci, îți garantez că prinzi. Anatolie Vechiu te întreabă de unde se pot procura săculețele. Imediat acum revin la... Da, ca să profit de răgazul oferit de întrebări, ca să schimbăm apa din... O să-l mai rog pe Dănuț... Stai așa, să-l mai rog pe Dănuț să mai vă ia un... George Slave se uite și el și te întreabă de unde știi pe asta cu talpa de la Slave. De la el, de unde să știu? George Slave, cândva tatăl terilor, bine, cândva, și acum tot tatăl terilor e, dar... Omul care, pe orice loc, oriunde îl puneai, prindea ten. Dacă era un ten în baltă, el îl prindea. Păcat că nu poate el să intre. Eu vreau doar să vadă cum s-a, chiar și nada de pe... Și peletele, cum au început să se dizolve. Uite de aici, Adonis, cred că poți să vezi mai bine. Chiar și nada umedă de pe năditor a început să se desfacă. Dar și uite cum curge, lucrează puțin. Da? Asta sunt, acum schimbăm apa. Hai să prezentăm până atunci, să prezentăm săculeții solubili. Te rog. Încă o
întrebare până atunci. Kiki Pescaru te întreabă dacă îi poți da o recomandare pentru fulga cărămizi. Una dintre bălțile mele preferate. Din păcate am încercat să fac pescuitul clasic la locul meu favorit la Corcoduș, acolo în dreptul unui Horațiu. Am avut întotdeauna la cărămizi rezultate, am făcut partide de pescuit plantat și partide de pescuit pescuind din mână. Pescuitul din mână ne-am ajutat într-un fel tot cu ajutorul navomodelului, astfel încât cu vaporașul ne-am nădit, ca să nu mai muncim cu rachetele, ne-am nădit o zonă la 100 de metri, deci vorbim de locul la Corcoduș, în zona cu apă mare a bălții. Am nădit cu semințe preparate la 5 kg și cu bulgări de amix, nu știu, ceva simplu, era ceva, nu era o nadă complexă. Și dar am nădit destul de masiv. Apoi am plantat cu vaporașul la 200 de metri. După ce am tot ce trecea de 200 de metri, foarte puține mai le scoteam, a trebuit să o plantăm mai aproape și noaptea le aruncam pe patul de nadă făcut din timpul zilei, cel la 100 de metri. Nu am observat că există diferențe între dimensiunea și numărul de trăsături între plantat și pescuit din mână pe un vad făcut bine. Deci sfatul meu pentru balta cărămizi este să-ți faci un pat de nadă la 100 de metri, poți după aia să replantezi cu capcane și după aia să revii pe patul de nadă pescuind din mână, mai ales noaptea, când e mai greu plantatul. Am avut pești mari, are ten mare balta, sper să mai aibă. De fapt, ce vorbesc de acum 2 ani, anul trecut n-am ajuns. Am fost pe alte bălți. Moromete Silviu Constantin te întreabă cum se numește firul textil și ce diametru este. Firul textil pe care îl folosim noi se numește Siveida, are 150 de metri și are dimensiunea de 0,30. De altfel, este singurul fir pe care îl avem pe site. V-am zis, e 35 de lei, da, și este avem la noi pe site, aducem doar firele cu care pescuim noi. Deci doar dimensiunile de fire cu care pescuim, nu avem de 35, de 40, nu. Atâta. Deci 30-ul, acesta este cel pe care îl pescuim și vi-l recomand. Este firul perfect pentru înaintași. Cosmin Mușac te întreabă în ce zi o să aibă loc live-ul de săptămâna viitoare. Nu știm încă, dar vom anunța din timp. Mai mult ca sigur, cred eu că sâmbătă la aceeași oră, în jurul orei 4. Dacă aveți sugestii și nu vi se pare ora ok, ora 4, ne ziceți și încercăm să mutăm. Eu zic că toată lumea e sâmbătă acasă, momentan, bineînțeles, până să termină nenorocirea. După care nu o să mai fie nimeni sâmbătă acasă, ce asta vă și urez. Neamțu Adi te întreabă dacă culoarea nadei influențează crapul. O întrebare foarte bună, cred că domnul inginer o să ne spună mai bine, domnul Ioniță, săptămâna viitoare. La început am crezut că da, după aia mi-am dat seama că nu, acum cred iar că da. Nu știu, sunt bulversat, e o întrebare care mă blochează. Cred eu că culoarea fluo o vede mult mai bine, o distinge, cum vede el, nu știu. Am observat mereu că pop-up-urile gen ananasul, care este verde fluo, a prins mereu mai bine decât alte culori. Poate să fie o părere personală, nu știu. Ion Florentin vrea să știe ce mărime recomanzi din gama Fudo pentru crap de 1,54 kg ca densitate, folosite pentru pop-up-uri de mărimea 6-8. Da, gama ISRT sau ISER, numărul 4 pentru cu pop-up-uri de 6-8 merge perfect. Vlad Ionescu te întreabă dacă ai pescuit pe floarea Popeștiului și cum ai aborda acea baltă. Nu, n-am pescuit personal, dar am prieteni care pescuiesc acolo. E o baltă micuță, o baltă care a adus de-a lungul vremii satisfacție multor pescari. Sfatul meu este că trebuie pescuit fără nădire masivă, doar cu capcane. Te rog. Castelino Leo vrea să știe cum ai pescuit la balta Țibrinu. Sunt multe de poveste despre Țibrinu. Vrea să știe cum am umplut portbagajul de pește, da? O poveste lungă, din păcate a început să plouă. Cred că trebuie să ne mutăm în altă zonă. O să căutăm variante, iată că vremea n-a ținut cu noi de data asta. Nu, e doar un nor trecător. Că plouă pe laptop, aia e singura problemă. Dar până atunci, dacă o ține așa încet, să sperăm că nu avem probleme și că se oprește. Dacă nu, avem
Avem meteorologul cu noi aici care a zis că nu va ploua decât la 7 seara. Iată că a început ploaia acum. La balta Țibrinu, ținând cont că nu mai erau locuri pe baltă, mi-am ales un loc în capătul bălții unde nimeni nu s-a băgat, unde erau crăci în apă, era stufa, apa mică. Am făcut-o nefăcută, am intrat și am nădit pe jos, pe picioare. Nu era voie. Am nădit cu un amestec de porumb, spărtură de porumb, deci cât se poate de natural. Am pus un stuf în locul în care am nădit, unde ajungeam ușor din mână. A fost greu până a intrat primul tent, după care a început recitalul. În clipa în care noi am, că am fost trei oameni care am pescuit acolo, la baza, am fost doi pescari, eu și cu Bogdan Drăgan, cu Maimuțoiu, am continuat nădirea în timp ce trăgea peștele. Deci la tena asta era cea mai mare problemă, că tene am prins foarte mulți. În timp ce trăgea peștele, o secundă că încearcă să ne monteze o umbrelă, perfect, vezi că te duci în pom. Te duci în pom în spate, o rupi. Așa. Gata, acum nu știu dacă mai avem lumină. Ne-a bagat pe turcă o umbrelă și s-a oprit ploaia. El e meteorologul care a zis că la 7 seara o să plouă, nu are cum, s-a uitat așa pe cer și a zis, azi, canci ploaie. A revenit, problema, am montat o umbrelă. Așa, deci revenit la Țibrinu, tenul a intrat pe patul de nadă și aveam trăsături constante una după alta, la un dat a trebuit să ne apucăm să dăm cu spombul, iar cu spombul tot cu semințe preparate. În clipa în care tenii erau pe vad, apa jumătate de metru, un metru, cădeau spomburile, plecau tenii cu monturile. Nu știu ce s-a întâmplat. Adică îl enervează, îl se activează, îl pune în mișcare. Deci zgomotul rachetei pe apă de multe ori e asimilat de către pești cu hrănirea. Deci e bine. Așa, fac o paranteză să mai răspund la o întrebare. Ce folosim noi? Este o bandă PVA, brandul nostru, senzor, rezervele la rulă de 5 metri sau cu totul. La noi este o greșeală, aici este Algena și am avut înainte, acum avem la 5 metri. Deci este o... Am luat un alt tub. Asta este tubul original. Deci este o rolă de 5 metri pusă pe un tub cu o tijă pentru compresie. Materialul este cel pe care îl folosim noi, se topește foarte bine în apă, trebuie doar să-l verificați, nimeni n-are nimic ce să-i reproșeze. Întreabă lumea cât, cum, vi-l recomand eu. Am avut foarte multe materiale de-a lungul anilor și la acest material m-am oprit și sunt un om care folosesc niște kilometri de săcule solubil pe an. Deci știu ce vă recomand, mai ales că un ansamblu dintre acesta costă 28 de lei. Iar o rezervă de 5 metri costă 12 sau 13 lei, adică nu este o sumă mare pe care o investiți. Vi le recomand. Neamțu Adit vrea să știe dacă hafranul poate ajuta dacă îl pune pe momitor. Șofranul este un colorant natural galben, care teoretic are un rol pozitiv în pescuit, sau cel puțin așa e în capul nostru al pescarilor. Dar sfatul meu este să nu încerce doar să pună pe năditor șofran, ci să încerce să pună o momeală care să aibă șofran în ea. E mult mai bine. Andrei Dimitriu te salută și spune că l-ar interesa acele barila când ies pe piață și ar vrea dacă s-ar putea să faci o emisiune în care să spui combinații de nade senzor pe senzor pe care le-ai făcut sau le-ai face. Da, nu, e mai greu asta, sunt, le-am făcut multe, am amestecat foarte multe lucruri și de multe ori am avut rezultate, altor nu. Unor poate nu m-a ajutat, am făcut o combinație de nadă și n-am tras peștere în ziua respectivă și am zis că combinația e proastă. Mai sunt mulți factori care influențează reușita unei partide de pescuit. Răzvan Dinu te întreabă ce tip de lansete folosești pe Dunăre. Cât mai ieftine. am lansete scumpe de concursuri și de Dunăre am lansete ieftine. Aventurile de-a lungul celor 20 și ceva de ani de când mergem în Delta m-au făcut să-mi iau mereu lansete și mulete ieftine, deoarece multe lansete vechi ale mele sunt pe fundul Dunării, s-o dinesc
și aș prefer să se odinească la sete ieftine și nu scumpe. Se întâmplă diverse erori, nu mai intru în detalii. Marian Claudiu Catrina te întreabă cât contează mixul unei bile și cât contează aroma. Spune că îi aude pe mulți că aroma X prinde pe balta Y, dar dacă nu e un mix bun prinzător, mai contează oare aroma? De ce se pune atât de mult accent pe aceste arome? Greșeală. Mixul este baza, pe arome se pune toată lumea, pentru că noi am lansat pe piață, noi am inventat aroma scuit cu stropeală, celebrul 1016, și a fost aroma care a fost copiată de toți producătorii de nadă. Mă întreb pe mine de ce, nu știu, din datorită faptului că n-au venit cu alte idei și era un lucru care deja se vindea. Dar într-adevăr nu sunt, nici eu sunt adeptul unui mix de calitate care cred că funcționează și fără aromă. Evelin Ioan Miroiu spune că așa, atunci când cade spombul, trage și peștele. Da, Asta a observat și el. Și că pe multe bolți spombul strică partida. Corect, pe bălți naturale, are dreptate Evelin. Pe bălți cu, uite la corbul de exemplu, că știe balta, când picau spombul începea peștele să tragă și avea apa 1,5 metri. La tâncăbești, la, deci mă refer la bălți cu densitate mare. Când pică spombul, deja îi dă lui instinctul de, ca și ca în experimentul lui Pavlov cu câinele. Știți, când se stingea lumina, câinele trebuia să, când se aprindea lumina, câinele te căuta să mănânce. E, așa e și la crap, în clipa în care pică spombul, crapul simte nevoia să mănânce. La alte bălți, în schimb, da, bună observația, strică o oră, nu mai trage niciun pește, dar după aia vine. Nu, adică nu e să strice că nu mai trage toată ziua, nu, nu o să spere chiar așa, să spere, vine înapoi. Gata, atunci să trecem la prezentarea următoare. Ce avem noi aici? Și aici noul nostru năditor, senzor absorber. Vedeți, asta are un înveliș mai buretos, care are rolul de a-l magazina ori o aromă, ori un dip neon, ori un gel neon. Pentru că tot veni vorba de gel neon, că l-am adus aici, fac o paranteză să vă arăt și cum funcționează. Că multă lume nu știe. Aș fi preferat să dau pe boresuri. Da, îl țin de aici. Atât a trebuit, nu mai mult. Asta este tot. Și punem într-un colț. Și hai să vedem ce se întâmplă. În același timp, pentru că tot sunt aici, iată cum pleacă bule din el în sus. Da, vedeți, veni niște biruțe sus, nu știu dacă se observă la cameră, care străbat toată masa de apă, ies la suprafață și explodează sus. Tot acum deasupra lui vă voi pune și un pop-up fumigenă. Și o să vedem cam cât curge din el acel fum. Am pus două. După calculele mele, procesul poate dura undeva o oră, o oră jumătate, poate chiar și două. Andrei Vitriu ne spune că ai omis să-i spui când iese pe piață Barilla. Scuze, Andrei. O să caut o variantă să-ți ajungă la tine niște Barilla, că nu cred că o să iasă prea curând, că suntem încă în teste.
Vreau să le testăm înainte, să le scoatem, pentru că ne jucăm pe bani, nu vreau să le fac chiar cum le face toată lumea, doar fierte și colorate. Nu vreau să le fac și cu aminoacizi, încercăm puțin, să facem și puțină chimie pe baza lor. Sper eu că în 2 săptămâni o să pot să mă apuc de treabă, deci va mai dura, dar dacă ne aduce aminte, să știi că o să-ți trimitem un borcan să testezi, dacă ești pescar de care a mai dat cu barila. Pentru noi ceva nou și vrem să iasă perfect din prima. Răzvan Dinu te întreabă ce fir folosești pe Dunăre, ce grosime? Când în clipa în care pescuim pe Sulina sau pe Chiria, pe ape cu care curg extraordinar de tare, folosim fire foarte groase toți, 40, 45, poate chiar 50. Ați văzut acum ce a lăsat pe fundul apei, o să vedeți în continuare cum aceste fumigene cum lasă dâra. Da? Vă prezint acum și, că cu tot vorbim de Dunăre, vă prezint niște cârlige cu care noi pescuim la Dunăre, de la Owner. Atenție, cutting point, ce înseamnă? Mulți ați văzut asta pe cârlige, este forma de aici, a vârfului. Este din mai multe, vedeți cum este structurat vârful cârligului? Este foarte, foarte ascuțit și este ca un vârf de săgeată, structurat în patru. Aceasta este un mare avantaj în timp, adică cârligul va înțepa foarte bine, de aceea și-l recomand pentru pescarii de Dunăre. Mai ales că prețul nu este foarte, foarte mare. Nu știu exact cât este, dar este un cârlig extraordinar de bun. Da, Owner. În sfârșit, le găsiți prețul la noi pe site, sunt parcă 14-15 lei, nu e extraordinar de scump. Și la fel mai avem 16 lei. Iată. Și mai avem aceeași formă Gripen, un cârlig la fel pe care vi-l recomand pentru pescuit la Dunărele cu porumb. Prețul lui este de 7, aproape 7 lei. Deci cârligele Gripen la fel de bine ascuțite, impecabile și la un preț extraordinar. Iar ca dimensiune, aveam mai devreme aici și am zis că ne întoarcem. Aceasta este dimensiunea pe care noi o folosim la Dunăre când pescuim cu boilers. Deci seria ISRTTF. Dacă e nevoie, îl scot în palmă, dacă nu se vede exact forma cârligului, numărul 1 și 1 pe 0. Sunt cârlige cu care putem pescui cu un boilers de 20, cu două boilersuri de 20, chiar și cu un boilers de 24. Sunt favoritele mele, rezistă extraordinar și costă și puțin, dacă le pierdem, exact, deci sunt până în 6 lei și dacă le pierdem nu ne pare rău. Așa, acum că am terminat, sper că am terminat, că n-am terminat. Mai aveam niște lucruri pe care data trecută vi le-am prezentat, vi le mai prezint toată. Acest gen de opritorii galben moi sunt recomandați în general când pescuim cu pop-up-uri mici sau cu porumb. Se taie cu forfecuță, o bucățică mică și sunt extraordinari. Iar acest gen de opritor numiți Extenda, pe care îi vedeți și pe masă la mine, nu uitați că pot fi folosiți ca mărime mică, medie și mare pentru a prelungi firul de păr. Adică concret la această montură, dacă vrem acum să punem 6 boabe de porumb, nu putem pune că firul de păr e scurt, dar dacă punem un opritor dintre acesta lung, iată cum mai putem adăuga cel puțin încă 2. La fel, că tot suntem aici, să vă arăt un mic secret. O trăsătură puternică pe undiță neconcretizată. Ia să vedem dacă avem și zoom. Ia uite ce bulboros scoate pe acolo. Haide, tată. Hai că e bun boilersul. Pescui la undiță la boilers și văd că nu o ia, dar nu o ia. Foarte interesant.
Un pește care nici nu știe ce vrea să fac. O înțepătură cum l-ați mai văzut. Se pare că a plecat cu ea, vrea să o ia, nu vrea să o ia. Nu s-a răzgândit. Ești zoom pe Pluto să vadă lumea. Nu te zoom pe Pluto să vadă oamenii, să zică când se înțep. Uite, da. Evelin Miroiu spune așa, dacă le poți explica pescarilor că fiecare baltă răspunde unei anumite nade sau o combinație de nadă, care de multe ori aduce cele mai multe satisfacții, totul este doar să testeze. Da, mulți pescari mergând pe o bală și pescuind cu același tip de nadă, încep să învețe peștele să răspundă la acea nadă, dar asta diferențele astea le fac pescari. Adică dacă mergem 10 pescari... Nu cred că e pește. Doamne, stați așa că avem probleme. Am lăsat niște particulari pe aici. De la rupt instalația. Mai bine o rezolvă pe cercul. Uite a venit. Uitați-vă ce am scos din baltă. Deci, prieteni pescari, senzațional ce se întâmplă în direct la Lipănești. Am scos din baltă, și balta e mică, am scos o altă undiță. Vă las seama că unul dintre colegii mei a fost tras în apă la undița, n-a zis nimic, am scos-o acum. Asta mi-a tras mie acum, o undiță. Dar la noi, cum e pescuit catch and release, o voi elibera montura și voi arunca undița înapoi, știu și-a cu e. Pitur, cum o să te rog pe tine să preia aici, că e la toată treaba. Gata. Azi am prins în direct o undiță. Puțină lumea se poate lăuda. Chiar asta te întreba cineva, ce tip de boile să ai la undiță, la bei? Am un boile special pentru Paște, o să vedeți imediat. Aveam, da. Și ați văzut că deja am un boile la care trag undițele. Eu vă recomand. El era o solubilă mică, mersi. O solubilă mică de 1016. Foarte, foarte mică, din câte se vede. E o bilă care are, la introducere în apă, avea 10 mm, acum are mai puțin. O să mai dăm o tură tot cu ea, așa mică. Să băgăm și puțin în zeamă din asta neon. Au mâncat pește ăștia la neon ai mei. Uite cum a făcut balta. S-a făcut balta fluo. Și acum să facem testul de care vorbeam mai devreme. Cu năditorul nostru absorber, pe care l-am ținut în zeamă de neon. Da, îl vedeți? Așa puteți să-l țineți de acasă. Putem să lăsăm după aia să și usuce, că el a tras deja. S-a impregnat. Facem puțină cu ce eram noi învățați, cu ce v-am învățat. Facem o mânuță de Instanta Mix, nada noastră la găleată. Da? Nu fac mult, fac exact când ne trebuie, nu la pescuit. Mai trebuie puțin apă. Nu se poate să fie prea multă. O, e bine.
Ce acest lucru îl veți face voi pe baltă? Veniți cu dăritoarele de acasă. Da? Faceți, deci de acasă veniți cu năditorul impregnat. Luați o nadă clasică, simplă, care nu e neon. Se poate vedea și aici în apă, deci nu e, ea n-are nimic. Punem nada pe năditorul nostru care a fost impregnat în prealabil în deep neon. Sau un aromă, nu, eu vă zic doar că neonul se vede mai bine când lucrează în apă. Dar el poate fi ținut năditorul în aromă de căpșună, poate fi ținut în aromă de usturoi, poate fi ținut în orice. După care, iată-l în apă. Haideți să vedeți cum lucrează. Iată fumigelele întâi, ca să vedeți de la nivelul solului, fumigelele încă lucrează. Popapurile încă curg. Da, și acum vom lansa năditorul. Când ești gata, am zice. Trosc. Deci ceea ce degaje el poate fi aromă, v-am și zis. Din până ori se vede, doar se vede, aroma nu se vede. Aroma este inodoră, inodoră este incoloră și nu poate fi văzut. Iată cum lucrează acest măjitor. Lucrează extraordinar. Vom mai schimba probabil o dată apa, că mai avem ceva de prezentat. Iată că iar ne-am luat cu vorba și a trecut timpul. Să nu dorm. Iată ce nor face, cum face, cum lucrează. A produs agitație în zona pescuită, se vede de la nu știu câți metri. Ăsta este rolul năditorului, așa se difuzează și aroma în apă. L-a aduce pe pește de la metri buni, zic eu. În la baltă mai sunt și curenții de fund, cine știe, de la poate 10 de metri poate să vină un pește care simte mult mai ușor aroma decât se vede partea flu. Așa, acum trecem. Mai avem un colț liber. Ia să vedem și pe asta. Să băgăm năditorul simplu. Iată că punem aici în față, avem năditorul simplu. Da? Și îl băgăm într-o zonă în care avem acvariu cât de cât curat. E bine aici? Iată-l. Eu vă zic atâta, cu aceste năditoare s-a terminat șmecheria. O să-l observe peștele. Sunt atrași de către această culoare Vanessa, am observat și eu, de aceea este și această invenție. Dipul neon pe care îl folosim noi poate fi combinat foarte bine cu aromă. Năditorul să fie impregnat cu aromă, cu dip neon, e perfect. Vom schimba apa și vom reveni cu un săculeț. Iată-l acesta. Iată-l cum face. Să știu că s-a tulburat apa, deja nu se mai vede, dar iată și o oră facem așa și totul o să scot. Îl plimbăm prin toată balta. Din nou, nu mai se vede, dar... Așa, o să-l rugăm iar pe piturcă să ne mai schimbe odată apa. Poate pentru ultima oară. Popa Răzvan te întreabă ce preț au aceste năditoare absorber. Până în 4 lei bucata, nu sunt foarte scumpe. Setul de 10, 36 de lei. 36, 3 lei 60 bucata.
Nu, sunt scumpe, sunt o invenție și mai lucrăm la niște lucruri. Poate să, pe viitor vom face chiar și plăcuțele de Dunăre să fie pe acest stil, deoarece îmi plac și mie foarte mult și îmi conferă o siguranță în pescuit. Petrica Gabriel Mihalache te întreabă unde se găsește acest dip neon. Probabil se referă la... La cel pe care îl folosim noi. Da. Unde să se găsească? La noi. Dipul neon se găsește la noi, la senzor, dar momentan nu este pe site. Negru te întreabă de unde poți face comandă de produse. Un caraz mai mare. L-am luat cu spatele, iată la solubilă aia mică. Nu cred că e chiar caraz, ar putea să fie ciortănică. Comanda de pe site. Ați văzut cum se prinde pește fără mincioc? Nu știu dacă vă mai trebuie mincioc. Ia să vedem. Iată ce mai rămas din solubilă. Da, o micuță, cea în care am băgat un neon. Ia să peștele ce are la gură. Uitați-vă ce pe el. Este un pește care a mâncat neon. Acum o să fie foarte frumos în apă. Du-te repede, gata, du-te la gagici. Ești frumos acum. Așa, Andreea, unde rămăsesem că ne-a deranjat peștele? Unde găsim aceste momitoare? Momitoare la noi pe site. Pe snz.ro, la intri direct la rubrica de că sunt reduse, sunt la lichidare de stoc și aceste momitoare. Și multe alte lucruri. Sunt amărit gama și o mărim, cred că aproape zilnic. Deja o să vedeți niște produse noi. Siteveanu Florin spune că dacă tipul neon ar conține substanța din alunele tigrate, ar fi ceva deosebit. Așa e. Ovidiu Fishing te întreabă cât ai ținut năditorul în dip neon. De când am început emisiunea, o oră. Așa, Nae Gabriel te întreabă dacă în magazinele partenere se găsesc aceste momitoare. Nu, sunt doar produse pe care nu le putem produce în... Apropo, dacă vor fi foarte multe comenzi, noi nu putem să facem decât cam circa 100-125 de bucăți pe zi. Deci vor fi cu... Se vor lua... Vă va suna un coleg al nostru și vă va anunța că mai durează 2-3 zile, 5 zile, o săptămână. Deocamdată e lumea acasă, face doar la provizionare pentru când se va deschide pescuitul oficial. Așa, să revenim că iar ne întinde mult. Știu că mi-e face plăcere să vorbesc. V-am arătat... Cam tot referitor la cârlige, la pop-up-uri, mai vreau să vă recomand ceva, un degetar de la Gamakatsu, este una dintre puținele firme care mi-a plăcut foarte mult ca degetar, este un degetar din piele, nu pot să vă transmit și mirosul, se simte clar mirosul de piele, este pe dimensiuni. Vedeți, există și pentru cei cu și pentru pescarii de mână dreaptă și pentru pescarii de mână stângă. Din cele două cifre de aici, right hand, respectiv LF, LH, left hand. Da, ca să știți când comandați. Iar XL,
L, M sunt mărimile. Avem chiar și mărimea 2XL, adică pentru cei cu degetele foarte groase. Prețul este undeva în jur de 57 de lei, adică 57 de lei fix. Este un degetar pe care dacă nu îl pierzi, îl ai foarte mulți ani. Deci degetarul de la Gamacatsu pe care vi-l recomand Vlăduț. Acum, că am vorbit foarte mult înainte despre pop-up-uri, dar nu vi le-am prezentat. Pop-up-urile neon vi le-am prezentat. Mai avem pop-up-uri de 6 pe care vă sfătuiesc să le aveți intrusă în permanență. Mă refer la pop-up-urile în două culori. Iată. Și iată-le cum arată. Sunt niște pop-up-uri care miros extraordinar de bine. Au marele avantaj că sunt foarte, foarte flotante și foarte, iată, deci mi-ating degetele, l-am turtit, uite, la maxim el turtit, dau drumul și revine. Își revine și nu s-a spart. Faceți aceste teste pe alte pop-up-uri de pe piață și o să vedeți că s-ar putea să aveți surpriză, să se crape, să se spargă. Ale noastre, asta se întâmplă, nu se sparg. Vor sta înfipte în croșetă, chiar dacă croșeta e mai groasă, iată, nu se spar chiar dacă avem o croșetă groasă. La fel, mai devreme am prezentat montura cu porumb flotant. Porumbul nostru flotant din acest borcanel este microporumb flotant, adică dimensiune recomandată pentru pescuitul cu cârlige numărul 5, numărul 6, respectiv cârlige de feeder. Un borcanel are, dacă nu mă înșel, 10 boabe, 5 mărime mare, 5 mărime medie, sau cam așa ceva, ne uităm. Nu știu, deci aveți și mărime medie și mărime mică, unde 10 boabe, nu mai știu nicio exact. Sunt recomandate pentru cei care pescuiți în perioada aceasta cu năditori și cu cârlige mici. Ridică perfect un cârlig în coată, un Iser TF de la Fudo, numărul 5, chiar numărul 6. M-au întrebat oamenii cu ce pescuim. La fel, mai avem de răspuns la niște întrebări din emisiunea trecută. Și să nu uităm. Am uitat să o bag în neon. Alexandru Gheorghe ne întreabă dacă suntem live și pe YouTube. Nu, suntem doar aici pe pagina de Facebook. Urmează să fie și postată și asta pe YouTube. Petrica Gabriel Mihalache ne întreabă dacă se poate face comandă și într-o țară din UE, cum ar fi Belgia. Da, se pot face comenzi, însă nu asigurăm transportul în afara. Da, e logic, asta e greu. Mihai Mureșan te întreabă dacă amestecul de porumb la găleată, dacă îl comand acum, nu se alterează până vom putea merge la pescuit? Nu, pentru că probabil că vom putea merge la pescuit în 30 de zile. Dar și dacă îl folosești în toamnă, tot nu îți alterează. Toate produsele sunt făcute în ianuarie și februarie. Deci nu avem niciun fel de probleme. Eu răspund. Constantin Alexandru, urează un Paște fericit și te întreabă ce preț are tipul neon. Nu este disponibil tipul neon, dar va fi începând de săptămâna sau peste două săptămâni. Noi l-am avut pe piață, dar am avut niște probleme legate de ambalaj. Curgeau flacoalele, am renunțat pentru o perioadă și acum am găsit ambalajele noi și vor fi din nou disponibile. Dar vor fi doar câteva arome sau va fi varianta neutră, care va fi doar tip neon, pe care puteți să vi-l faceți singur cu aromă de căpșună, de usturoi, fiecare cu ce preferă, că nouă e greu să facem o gamă largă. E foarte bun cel neutru pe care puteți lucra. Deci va fi o bază. Alexandru Gheorghe te întreabă dacă avem pe stoc pelete flotante pentru gama de feeder. Nu mai avem. Avem o gamă de produse pelete flotante moi, dar care nu este disponibilă la partenerii noștri și nici la noi pe sat. Este disponibilă doar în rețeaua de magazin Ocean și Cora. Acolo le poate găsi. Au exclusivitate pe acest produs. Dar nu știu ce trage peștele. În sfârșit, până atunci, pac, 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 mai avem ceva de prezentat. Ce? Firele. Iar a venit vorba despre fire. Am vorbit despre monturi. Ce ne-a mai venit nou?
Firo vi l-am prezentat. Mă întrebați cu ce pescuim în delta. Asta pescuiesc și eu și Piturcă și toți băieții care mergem. Un fir raport calitate-preț perfect este sub du de 0,40, poate 0,45, 0, poate 0,50. Nu costă mult, cu o rolă de 1000 de metri pui pe toate mulinetele, le punem cu 2 oameni. Nu ne trebuie mai mult de 100 de metri, că nu plantăm. Săptămâna aceasta ne-a mai venit un fir producție 2020, se numește Fortis. Da. Vă garantez că este foarte proaspăt și foarte bun, cel puțin cât este proaspăt. De fapt, orice fir cât e proaspăt este bun. Chiar și cel mai scump fir, dacă e vechi, e prost. Nu uitați asta. Deci Fortis-ul așa arată, verde fluo. O rolă de 500 de metri costă 28 de lei. Adică la fel nu este mult. Cu o rolă vă puteți pune pentru Dunăre, dacă pescuiți pe Dunăre, puteți pune pe 4 mulinete cât 125 de metri, adică pe extraordinar de mult. Așa, și două fire de calitate superioară care ne-au venit săptămâna aceasta. Firul distribuit de MIM Team de la firma ASO. Este un fir cu un preț mai mare decât produsele pe care vi le-am prezentat, dar este un fir cu calități sporite. Este începând de la 49 deci de la 50 de lei până la 60 și ceva de lei în funcție de dimensiune, dar nu uităm că o rolă nu, tot 1000 de metri. Deci are 1000 de metri rola și este un fir de calitate superioară, la fel ca și firul de la Gamakatsu. Un fir care, atenție, iată cât 0,26 are 1820 de metri. Adică aproape 2 km de fir și costă 60 de lei. Și este produs de Gamakatsu. Și atenție, pe el scrie clar Made in Japan. Acum nu este vorba de, nu vă pot garanta eu că dacă scrie Made in Japan este și făcut în Japonia. Teoretic așa este, este o firmă serioasă, Gamakatsu nu cred că se încurcă cu asemenea probleme. În schimb, n-am făcut încă testul, dar ce cel mai important la fire să fie proaspete, adică 2019 maxim să fie. Dacă e mai vechi, deja poate să fie cel mai bun fir, că nu mai bun. Trecem acum, am terminat și cu firele. Am mai uitat că aveam mai multe pregătite pentru dumneavoastră, bravo, de la antrenele. La fel, vă arăt cu ce pescuim noi. Am încercat de-a lungul timpului, am încercat și am cumpărat cu 10 lei, cu 15 lei, cu 20 de lei, cu 40 de lei diverse lanterne de cap, multe bune, toate au avut același sfârșit, s-a stricat ceva la ele, s-a crescut bateria, s-au rupt firele. E, nu zic că LED Lancer este cea mai bună firmă din lume, dar am un LED Lancer, prima lanterna mea de calitate, e luată acum 7-8 ani, o am și acum, este singura care a rezistat și de aceea ne-am hotărât la noi pe site să avem doar produsele din gama LED Lancer, cel puțin momentan. Vă recomand aceste două tipuri de lanterne. Sunt foarte multe tipuri de la LED Lancer. Eu am adus pe site doar variantele mai ieftine pe care și le pot permite și pescarii mai amărâți. O lanternă la 100 de lei și una la 130 de lei, 140 de lei sau cam așa ceva. Nu sunt mari diferențele de bani. Ah, pardon, deci am greșit puțin. Am vrut să aducem și la 130, probabil n-a fost pe stoc. Deci aceasta este la lanterna pe care o am eu. Da? Are acumulator, la spate lăcașul pentru baterii, merge cu 3 baterii 3DA. Nu pot să o pornesc să vă pun în monitor, deoarece bate foarte, foarte tare. Aceasta costă 130 de lei și mai este 136 de lei și mai e varianta și sora ei mai mare, care nu are la spate lăcașul pentru baterii, ci l-are în față, ceea ce înseamnă pentru cei care stați mult pe baltă, vedeți, când dormi seara în scaun, dacă nu ai baterii la spate, cum e acest model, dormi mult mai bine, poți să stai liniștit cu lanterna pe cap și să dormi, nu te deranjează la spate.
Lanternele sunt garantate 160 de lei și are ca luminozitate 240 de lumeni, din câte știu, LED. LED-ul ei din interior este LED Lancer, original, logic. Sunt lanternele pe care le folosesc atât eu cât și membrii echipei Senzor și suntem foarte mulțumiți de ele, n-avem ce să le reproșăm. Acum aveam săculețul pe care vi l-am arătat la început, ne-a schimbat piturcă apa. Vreau să vă arăt că rămăsesc să vă arăt când pescuim pe substrat mălos ce se întâmplă. Deci presupunem că avem o baltă cu nămol de o palmă. Această montură ați văzut-o, stă pe fund, dar nu știu, le-am pus monturile. Le-ai aruncat monturile când le-ai scos? Erau la acvariu în prima, dacă nu sunt, nu sunt. Fac cu ce am. Nu, lasă, nu mai aduce. Vreau să vă arăt cu o montură clasică pentru ciortan. Dar e bună și aceasta de tâncă și aceasta poate să aducă ciortan, nu e niciun fel de problemă. Este montura pe care v-am prezentat-o. Nada din săculeț este direct topa mix, nu altceva. Facem, prindem prima oară cârligul așa, cum v-am arătat la început, am făcut ochetul pentru... Aceasta este prinderea săculețului. Și o vom prezenta imediat în acvariu. Până atunci, vă voi arăta în premieră un nou produs pe care îl vom scoate în 2 săptămâni. Aceasta este o mostră, este amestecul de săculeț pe care îl folosesc eu și cu colegii mei. Iată cam cum trebuie să arate un amestec bun pentru săculeț solubil. Bineînțeles că va face apa fluo, dacă deja vreau să întrebați asta, nu mai întrebați. Va avea gel neon în el. Aceste particule, o parte din ele sunt flotante, de săculeții care vor ieși, vor sta la suprafață și după aia se vor topi și se vor lăsa încet pe nămol. Conține de la germen de grâu până la pelete și pelete flotante și spărturi de popapuri, tot ce cred eu că este necesar să conțină un săculeț pentru o prezentare rapidă. Este un amestec pe care eu și cu colegii de la club îl folosim de mai mulți ani. N-a fost pe piață, nu l-a cerut lumea foarte mult. Știți bine că în România foarte puțin pescuiesc cu săculeț solubil, dar sfatul meu este, dacă vreți să prindeți pește, să vă axați foarte mult pe pescuitul cu săculeț solubil. Cum a zis Iohannis acum, dacă vreți să fii sănătos, să rămâneți în casă de Paște, eu vă zic, dacă vreți să prindeți pește, folosiți săculeț solubil la orice. Mergeți și chiar și cu năditor și cu săculeț solubil. Am văzut eu că e mai bună partea de nadă uscat, atrage mai repede peștele decât cea făcută pentru năditor. Și acum băgăm ansamblul în apă. Deci gândiți-vă că am lansat. Să coborăm puțin camera la nivelul pământului, la nivelul substratului, la nivelul fundului bălții, da? Avem lumină. Deci când ești gata. Lansez? Încă nu. Încă nu. Nu lansăm încă, deoarece a venit soarele pe monitor. Gata, acum putem lansa. Iată ce se întâmplă. Vedeți? Montura noastră stă la suprafață. Cu tot cu cârlig, cu tot cu vârtej. Bine, cu vârtej nu, că nu poate să ridice, că atâta e apa, e nivelul apă scăzut. După care începe să degaje. Gândiți-vă că ea va sta așa la 15 cm de fundul bălții, deoarece va fi plumbul care o va ține scufundată. După care, după 30 de secunde, cum v-am zis, se va topi săculețul, iar montura noastră se va lăsa foarte, foarte încet pe substrat, împreună cu o parte dintre produsele care sunt conținute în săculeț. Altă parte din produsele din săculeț vor pleca către suprafața apei, unde vor lua contact cu aerul, iar se vor îngreuna, iar se vor scufunda. În timp, se va crea un efect de up and down, sus și jos al particulelor, care ne vor aduce peștele pe pată de nadă. Iată că a început, iată cum lucrează.
montura noastră a rămas momentan legată de o bucățică de săculeț, acum a coborât pe substrat, dar vedeți cum funcționează vulcanul de nad. Ce a fost nada uscată, iată cum lucrează nada uscată, de aia vă recomand întotdeauna săculețul. Săculeț și nada uscată, uitați-vă cum lucrează în apă, iată ce se întâmplă acolo. O nadă udă niciodată nu va lucra așa. Nu zgâlție nimeni acvariu, este ceva natural. Vă dați seama cum va lucra pe fundul apei în condițiile în care există curenți de fund. Și apa e mai caldă. Cu cât e apa mai caldă, iată ce se întâmplă. Cât de prost să fii dacă ești crap să nu mănânci așa ceva. Te rog, da, că îmi place și mie, îmi vine mie poftă. Dascălu Marius Daniel te întreabă ce nadă recomandați în această perioadă, maxim până în iulie. Acum, această perioadă cu maxim până în iulie sunt două noțiuni diferite. V-a plăcut cum a lucrat, da? În perioada asta recomand cu încredere Green Betainul, deci nada verde de la, din gama Topamix. Și ceea ce am prezentat aici, asta. Cu încredere. Bicarp. Este o nadă universală, merge și primăvara și vara, mai întreba până în iulie, asta poți să o dai tot timpul anului. Iar ca recomandare pentru acum, ceva pe bază de făină de pește, Green Betainul, făina de pește de la Topamix, tot la fel cu verde fluonia. Răzvan Andriuaie te întreabă ce cârlige ar trebui să folosim în delta, tijă lungă, cârlige normale? Depinde cu ce pescuiți noi, dacă pescuim cu boilersuri, am prezentat cârligele Fudo, seria ISRT 1x0, cârlige ieftine și bune, 6 lei. Bogdan Cernica vrea să știe dacă toate firele prezentate sunt vândute exclusiv online. Toate firele prezentate sunt vândute exclusiv online, nu sunt produse pentru... Se găsesc mai pe site-ul nostru, că nu putem să... Bogdan este patronul la unui magazin de pescuit, de aici din zonă, și întreabă dacă le putem da și la Angro. Nu acesta este rolul lor, rolul acestor produse este de a avea... au un preț bun doar în perioada... cât mai ține starea de urgență, adică până pe 15 mai, după care când vom reveni la prețurile mari cu produsele, probabil că vor avea și preț de angro. Până atunci nu. Sunt doar produse pentru site-ul nostru, dar te așteptăm pe la noi, Bogdan, și găsim variante. Alexandru Gheorghe te întreabă cum se poate, dacă poate deveni membru Senzor și dacă da, ce trebuie făcut. Da, doar să-mi dai un mail, te rog, pe vladusmateanu@yahoo.com și ți explic despre ce e vorba. Clubul momentan, anul acesta, nu are activitate la campionatul național, că nu cred că se va desfășura. Campionatul național, momentan, știi bine, concursurile unde sunt mai mult de 3 persoane, clar, nu se pot desfășura, nici măcar și tu la pescuit. Eu cred că anul acesta... Campionatul Național de Pescuit nu se va desfășura, de aceea activitatea clubului va fi oarecum suspendată, dar aștept un mail și vedem ce găsim pe viitor. Nicolas ne întreabă dacă mai avem bile 1016. Da, de-abia sunt făcute, de joia, cu două zile înainte sunt făcute, sunt la uscat. Alexandru Negrai vrea să știe la ce preț sunt săculeții. Săculeții făcuți noi nu-i vindem, adică cel mai bine e să ții punga ta de Topamix și cum trebuie să plece cu el. Îți iei tubul de PVA și rezerva de PVA împreună cu punga de Topamix și ți-i faci singur. Și o să-ți iasă, nu știu, dintr-o rezervă de 5 metri, ies undeva în jur de 30 ceva de săcureț, ia să vedem. Iar a intrat un ciortalez. A scăpat. E paștele, ia uitați-vă ce am făcut, am încercat să țin cu stânga, firul meu este acum în pom. M-am făcut de râs. Las-o așa. E clar, peștele se pregătește de Paște, era mai frumos ăsta, era la vreo 2-3 kg, asta e. N-are nimic, a avut zile.
Vlad Bojoga ar vrea să vadă un săculeț complet cu noul amestec. Cu noul amestec ce? Pregătit de tine, cel. Ai prezentat puțin mai devreme un viitor produs. Ah, să vadă cum lucrează, da. Exact. Ia întreabă-l că dacă tot e online, vrea să-i pun și cu flu în el sau nu? Sau simt doar el simplu? Așteptăm să răspundă. Așteptăm să răspundă. Chivulescu Roxandra spune salut Vlăduț, să nu mă uiți cu bilele alea deshidratate. Da. Răcarul Robert, poți să... N-a fost timp acum de Paște. Poți să-mi recomanzi două tipuri arome de bile? Pop-up, am cumpărat 2016 și vreau și o aromă fructat, sunt începător. Ananasul care e favoritul meu, dimensiunea mi-a zis 8 sau 10, cred că este perfect ca să faci, dacă vrei să faci snowman-uri, 10 îți recomand pentru snowman, ananas una și a doua, de 8 este de fapt exotic fruit. Ține minte, exotic fruit sunt favoritele mele. Carplex, din partea actual fishing, multă sănătate și un Paște fericit. Paște fericit și celor care urați toți, vă zi la sfârșit. Victor Mădălin Chiva vă întreabă dacă, te întreabă dacă ți-e dor de partide de pescuit și unde ar fi acea partidă mult visată. Unde? În Delta? Unde să fie? Mi-e dor de Delta. Aveam noi vorba, nu pot să o zic. O știe George Slave dacă se mai uită. Apropo de săculețul solului, simplu. Simplu, pe simplu l-am și făcut. Da? Dar avem apa, fluo. N-are, să vedem dacă se vede așa cu apă fluo. Eu cred că se vede. Ce zici de nu se vede? A? Dacă se vede. Gata, putem să-l aruncăm? Da. Iată, încerc să-l dau în colțul. Vedeți? Tot flotant, dar încerc să duce la fund. Asta este diferența între el și Topa Mix. Asta doar o secundă la suprafață, după care s-a dus încet la fundul apei. Începe să lucreze, acesta este amestecul de bază. Încă o dată, Topa Mix-ul pentru săculeții este indicat, face norfluo și este flotant, este recomandat pentru bălțile cu nămol, iar amestecul nostru clasic este pentru bălți normale. Pentru bălțile în care nămolul este de maxim 2-3 cm. Dar pentru bălțile cu nămol mare, nu uitați, folosiți Topa Mix-ul cu încredere la săculeți. Repet și o să repet mereu, folosiți săculeți, săculeți, săculeți și veți prinde pește. Săculeți cu montură cu pop-up de 6 sau de 8. Calotă Claudiu Petru te întreabă dacă se poate comanda și din străinătate, Germania de exemplu. Da, bineînțeles. Atâta timp cât își plătesc. Da, atât, transportul nu mai îl plătim noi. La noi transportul este gratuit în România. La comenzile. La comenzile peste 100 de... Da. Neicu Mihai întreabă referitor la aceeași întrebare că iată că comenzile din străinătate. Castelinul Leo te întreabă dacă poți crea o gamă de croșete subțiri care să fie rotunde, care să fie rotunde și să nu spargă pop-up-urile. Am încercat, dar tot ce am adus din China și din India am avut croșetele noastre, nimic n-a fost care să nu spargă. Eu cred că mai repede să spar pop-up-urile datorită, iată că a început săculețul să lucreze. Dacă ați putea vedea și la suprafața pe ce lasă, dar după aia o să venim cu camera puțin sus după ce vedem cum se termină fierberea după ce se topește săculețul. Deci revenind la croșete, am făcut croșete, dar toate au fost la fel. Mai repede cred că un pop-up de calitate cum este cel al nostru, mă refer la pop-up-ul de 6, cel puțin care e cel mai folosit, dar și 8 și 10 sunt la fel, nu se sparg. Nici o croșetă nu va reuși să le sparg. Iată, la acestea mă refer. Încă o dată, sunt pop-up-uri pe care cred că și cu o croșetă grosolană nu le putem sparge. Iată ce a ieșit la suprafața, pe erau câțiva pufuleți de dinainte. Și
să vedeți acum ce adun de pe fundul apei. Da, n-a mai rămas nimic. Da, chiar niște boabe de porumb, niște boabe de porumb de floricele, o boabă normală, niște pelete, niște spărturi de porumb. Vedeți? Pufuleții deja s-au muiat. Nu, e nebunie, credeți-mă că secretul pescuit acesta este. O prezentare bine făcută, cu o nadă bine aleasă și fără lene. Dacă suntem lene și punem o rămă la cârlig și aruncăm în apă și vrem să prindem pește, nu o să prindem. Și despre monturi trebuie foarte, foarte mult insistat. Din păcate, n-am eu timpul pe care mi-l doresc să stau să vă explic, că face deosebită plăcere, dar pentru asta l-avem pe colegul nostru, pe Claudiu, care are mai mult timp liber și este un foarte bun executat al monturilor, le gândește. La monturi trebuie să ai o gândire inginerească, mecanică, să le înțelegi exact cum funcționează. Monturile nu se fac după ochi, nu se fac, toate au o logică. Este fizică până la urmă. Osman Belgin te întreabă dacă săculeții sunt doar pentru bălți. Cam da, dar nu, a zis bine, pentru că pe apă curgătoare degeaba face săculețul, că ți-l altul curentul. Okay. Da. Carplex te roagă să le explici pescarilor de unde este numele de 2016, că mulți nu știu ce înseamnă. În 2005 am fost invitat la un concurs pentru prima oară, o echipă, bine, pardon, nu noi, echipa Senzor, care eram pe vremea aia deja vicecampioni mondiali la pescuitul crapului, am fost invitat la o baltă în Ungaria, la balta Moțonco, așa ziceam, Moțonco, Moțonca, în sfârșit, și la un concurs posibil unul dintre cele mai mari concursuri ale acelei perioade de timp, 2005. Am reușit să prindem în decursul, am fost echipa alcătuită din Andrei Vlădeanu, Cristi Mitra Tataie și cu mine, deci o echipă de 3. Am reușit să prindem 1016 kg, iar cea mai bine clasată după noi, echipa de unguri, a avut undeva în jur de 300 ceva de kilograme. Noi ne-am bătut pentru locul întâi cu o echipă românească, cu echipa condusă de Tatanițu, de fapt cel care știa cel mai bine balta respectivă. Și am fi prins și mai bine, dar la ea era frumos la ungur, că era cu mâncare asigurată, cu niște palincuțe asigurată din partea organizatorului, am mai și ciugurit și am mai ratat niște pești, dar e bine, tot ce s-a terminat cu bine. Da, și asta de atunci a venit, ne-a rămas numele 1016, că atâta kilograme am prins, 1016 kilograme, locul întâi, Senzor România și cu imnul cântat frumos în Ungaria. Și acum, dacă mai avem întrebări, dar... O singură întrebare, Alex, te rog. Noi vrem să știe în Spania când o să găsească acest amestec de săculeți. Este greu, avem un colaborator din Spania, trebuie doar să ne facă comandă și îl va găsi. Dacă pune întrebarea și putem să răspundem în scris, o să-i dăm exact colaboratorul nostru din Spania, care poate aduce absolut toate produsele din gama Senzor. Da, o să-l dăm, să ne contacteze mesaj. Da, să scoatem până atunci și undița, care a stat de pomană, ne-a făcut de râs. Ia să filmez, dar nu știu. A stat de pomană, am avut două undițe, aia la crap, asta a doua, care n-a tras deloc tot timpul. S-a agățat asta, nu știu. Iată, prieteni pescari, mi-au luat boile sucrapii și mi-au pus un ou cu verdeaț. Deci un cadou frumos din partea crapilor pentru un pescar. Este un ou roșu, și-a pierdut puțin culoarea. Este bun, o să-l mănânc. Și o să-l ciocnim împreună după 15 mai. Până atunci vă urez un Paște fericit alături de cei dragi și bești ceva și pentru mine și strânge tare că mai e puțin și mergem unde ne locul pe baltă. La revedere, ne vedem săptămâna viitoare!